În contextul anunțului cu privire la posibilitatea ca tinerii refugiați din Ucraina să-și continue studiile de licență în România, reamintim faptul că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, le oferă acestora și programe de studiu de licență cu predare în limba ucrainiană, în combinație cu limba română sau limbă străină, engleză sau franceză. Acest program de studiu este unul de tradiție în domeniul filologiei sucevene și funcționează fără întrerupere din anul 2000. De-a lungul timpului, el a reprezentat o oportunitate oferită etnicilor ucraineni din zona Sucevei și a localităților limitrofe de a se înscrie la un program de studiu universitar de licență cu predare în limba maternă. USV menționează faptul că există o colaborare strânsă pe diverse paliere între colectivul de ucrainean al Universității Sucevene și diferite entități științifice, culturale și politice din Ucraina, care asigură susținere și sprijin pentru dezvoltarea studiilor de limbă și literatură ucraineană la Suceava. Pe această cale, conducerea Universității Ștefan cel Mare din Suceava și cea a Facultății de Litere și Științe ale Comunicării doresc să mulțumească public Ministerului Educației pentru preocuparea activă manifestată față de acest program de studiu, considerat de importanță strategică și pentru sprijinul constant acordat în vederea funcționării fără întrerupere a programului, în condițiile în care, la finalul mai multor sesiuni de admitere, numărul de studenți înscriși la această specializare a fost mai mic decât minimul necesar pentru a-l activa.